Aici e un grad care noi am întârziat un an de zile. În pregătire un proiect de 20 milioane de dolari pentru modernizarea schimbului de administrație fiscală în țară, din cauza că noi, ca stat, atât de capabili suntem birocrați, nu putem să aprobăm un grant de orice așa procedură. Cât din noi, partenerii de dezvoltare, că noi un grant de 300.000 îl aprobăm oare. După ce ministrul Arapuș a încheiat pledoaria, premierul Kiril Gaburici a îndemnat ministrul de externe să vină cu informații și propuneri pentru a simplifica procedura de aprobare a proiectelor de grant.